Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv. Vorbim în această seară cu și despre tinerii talentați care fac lucruri minunate. Mădălina, colega mea, ne va spune cu cine vom sta de vorbă. Bună seara, doamnelor, domnilor, oameni frumoși, avem și în această seară alături de noi aici în platou la TV Sud, Oana Marinescu. Bună seara, Oana! Bună seara! Și o parte a bandului The Dreamers, Marius Tiriplică la pian. Bună seara, Marius! Bună seara! Și Lucian Mureanu, care în această seară a venit cu chitara, el fiind basist de obicei. Bună seara și ție, seara. Lucian! În această seară vom vorbi despre muzică, vom cânta live cu bandul, că de asta au venit băieții aici alături de noi, dar vom cunoaște și povestea artiștilor prezenți la noi în studio și aș vrea să o întreb pe Oana, la ce vârstă ai început să cânti, Oana? Oh, Doamne! Păi am început la vârsta de 4 ani, cam așa. La 5 ani am urcat prima dată pe scenă aici în televiziune. Unde? Îți amintești? Era ceva la prefectură acolo, o scenă, și acolo am cântat. Trebuia să cânte și fratele meu, dar el s-a emoționat, n-a mai cântat și de atunci am rămas așa. De unde acest talent? Nu știu. Așa. Eu că tu ai cochetat cu actoria inițial. Da, încă cochetez, ca să zic așa. Sunt colaboratoare la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. O să avem și în august acum, urmează ceva. Nu pot să vă spun foarte multe, o să vedeți. Vă aștept și acolo, ne puteți urmări, ne puteți asculta. Ai pe cineva în familie care cântă? Nu am pe nimeni în familie care cântă, dar am o mătușă care e și actriță. Și cine ți-a descoperit talentul? Nu știu, ai mei. M-au dus peste tot, să cânt. Și asta a fost. Aș vrea să întreb și pe băieți, cum ați cunoscut-o voi pe Oana? Sau cum a fost întâlnirea asta dintre voi, de v-ați hotărât să faceți o trupă? Da, o să vă povestesc eu așa, pe scurt. Ne știam, orașul fiind mic, ne știam oarecum ca și colegi de breazdă, ea activa într-o altă trupă, eu aveam o altă trupă, eram mult spus de rival, să zic așa, între ghilimele. Și la un moment dat lucrurile s-au aliniat așa. Din dușmani ați devenit prieteni. S-au unit trupele. Și așa am început prin 2014, cred că. Aveți ceva timp împreună. Da, cam așa am început cu Oana și încet, încet, cam din 2015 suntem The Dreamers. S-au întâmplat așa câteva lucruri frumoase în 2015 care ne-au unit. Și încercăm să ducem cât mai departe numele ăsta. Aceasta este formula inițială sau s-au mai schimbat unii membri? Din 2015, de când am început sub titulatura The Dreamers, în principiu cam ăștia suntem, mai puțin chitara. La chitară a venit un alt coleg, domnul Neluțu Ionescu, și salutăm pe această cale. Din păcate n-a putut fi alături de noi. În rest, Oana, Luci, Andu Nănuț la tobe, salutăm și pe Andu. Și cam ăștia suntem din 2015. Și Adrian Popescu. Și Adrian Emeric Popescu. Cel mai talentat. Da. Cred că, da, Adi a venit un pic mai târziu și Adi a venit cam la un an distanță, pe 2016. Da. Cum e publicul târgujian? Știm că voi mergeți și aveți destul de multe recitaluri live în pub-uri, în aer liber. E publicul interesat de genul ăsta de muzică? Tinerii preferă muzica pe care voi o cântați în detrimentul, nu știu, muzicii de club sau altor genuri? Eu cred că depinde acum fiecare ce gusturi are. Nu pot să spun neapărat că ar fi vreo diferență, dar probabil este, în fiecare oraș există anumite lucruri. La noi, cel puțin, cred că lucrurile merg din ce în ce mai bine și cred că lumea vede cu ochii mai, din ce în ce mai buni, ca să zic așa, muzica noastră. Cred că la început a fost mai greu să se obișnuiască cu genul stilul nostru.
fiind obișnuiți cu alte genuri de muzică, era un pic mai reticenți. În afară de Târgu Jiu, unde mai mergeți să dați concerte? Mergem peste tot, unde ne cheamă lumea. Am avut și la Timișoara și în București. Acum o să avem pe 4 August Marius. Da. La Bike Fest. Unde o să fie? Pădure la Drăguțești. Drăguie. Sunteți destul de solicitați. Mai aveți timp și pentru voi? Și asta este întrebarea pe care vă adresez tuturor. Găsim tot timpul. Oricum suntem mereu împreună, că suntem foarte, foarte buni prieteni. Și cred că asta e cel mai important. Cred că asta ne-a ținut atâta timp împreună. Și trecem peste orice. Eu aș vrea să vă întreb cum v-ați ales acest nume, The Dreamers. De ce? Cum v-a venit această idee? Sunteți voi mai visători? Da, așa, mai... suntem visători. Vi se potrivește acest titlu? Da, din plin. Ziceți și voi, băieți, hai! V-ați, eu știu, ați avut divergențe așa când v-ați ales numele, eu știu, v-ați pus așa de acord, ați mai avut vreo altă idee sau asta a fost și asta a rămas? Da, mi-am zis că... punctasem la început, punctasem un alt nume, alesesem un alt nume și ne-am dat seama la scurt timp că nu era alegerea tocmai bună și da, știu că era într-o seară spre noapte chiar când unul dintre noi a venit cu ideea de Dreamers și am fost de acord toți cu ideea și a rămas The Dreamers, nume ce ne caracterizează din plin. De cele mai multe ori e bine, uneori nu e bine să fii chiar de visător, trebuie să mai fii și cerebral, dar na, le îmbinăm. Care dintre voi? Noi gândim la fel. Da, noi gândim la fel. Care dintre voi este așa mai cu picioarele pe pământ și care vă trage așa mai... Marius. El, fără el, ce-a face. Deci el este creierul trupei. Și cum reușești, Marius, să-i strunești? Că sunteți destul de mulți. Da, e o provocare. Recunosc că e o provocare să învăț pe fiecare stilul, trebuie să am abordări diferite. Da, e din ce în ce mai bine. Creștem. Și... crește și după atâta timp cred că vă și cunoașteți, da, începeți să vă știți micile tabieturi. Când le atrage atenția? Da. Partea bună e că nu țin. Nu ținem niciunul dintre ele. Ia spune-ne, Lucian. Păi, Marius de obicei... Mămica aia. Da, e genul ăla de om mai serios care e mereu cu cap pe umeri și e conștient că trebuie să iasă bine și să fim mereu conștiincioși. Noi, oarecum, mai visători, cum vă spune numele. Și ne trage cu picioarele pe pământ, chiar dacă urlă, chiar dacă ne zice frumos, prima oară încearcă să ne explice că ar fi mai bine să fim mai conștiincioși, după care se enervează și el și începe să urle și, da. Na. Am trecut prin multe, prin foarte multe am trecut. O să vreau să povestim prin câte ați trecut, dar o să vreau să și cântăm în această seară, pentru că de asta ne-am adunat aici și o să începem cu prima melodie proprie a bandului, Cafeaua. Mulți dintre dumneavoastră poate au și ascultat-o pe canalul de YouTube al bandului, o melodie foarte frumoasă. O să vreau să vorbim despre melodie, dar după ce Oana o să ne-o cânte și o să ne încânte alături de băieții ei, haideți să o ascultăm! Cafeaua mea
Yeah.
Despre acești copii, nu mai sunt copii, sunt dita mai oameni talentați, frumoși, care au venit în această seară să ne cânte, să facă ce știu ei, să facă cel mai și cel mai și cel mai bine. Și prima melodie a fost chiar melodia voastră proprie, Cafeaua. Vorbește-ne un pic despre ea. Cum v-a venit ideea? Cine v-a făcut versurile? Cine v-a făcut linia melodică? Eu am compus piesa. Tot albumul am compus. Foarte fain. Așa, Adrian Emeric Popescu, multitalentatul nostru Adrian, se ocupă de producție. El m-a ajutat cu marea parte a albumului. Mai am pe cineva la Timișoara, tot așa, care m-a ajutat. Nu știu, ideile vin, pur și simplu. De unde? Ce te inspiră atunci când te apuci să compui versuri? Am început cu poezia. Scriu poezie din clasa a noua și tot scriind, tot scriind, am început să scriu piesele, să-mi vine idei, să le compun. De unde e atâta talent într-un om atât de mic? Și actorie, și și muzică, și poezie, compune și versuri, deci... Sunt pe partea asta, nu? E și nemăritată, uite, putem să facem... Putem să transformăm emisiunea, sunt convinsă că se uită la noi. Stai să vedem ce cărât colegii tăi. De ce râdeți, băieți? Aveți ceva să ne spuneți? Vă rog să faceți. Spuneți acum sau să nu mai vorbiți. Dacă are Oana iubit sau ceva, să ne spuneți, să anunțăm telespectatorii, să nu inducem în eroare, că apoi se trezește pe Facebook. Nu, și nici nu vreau. Le-ai distrus speranțele. Nu are prea mult timp, are prea mult de muncă. Dar, așa cum zicea Oana, că e mai mult timp cu băieții din trupă, pentru că sunt foarte buni prieteni, poate mai găsiți un loc liber în trupă, intrați în trupă și uite, așa vă împrieteniți, stați mai mult timp în preajma Oanei. Uite ce idei dau eu de spectatori. Doamnelor și domnilor, nu ați auzit ce s-a spus mai devreme. Hai să revenim la frumoasa melodie. Când? De curând a fost lansată. Da. De curând. Făcut și un videoclip la ea? Nu. A apărut pe YouTube? A apărut cu poze, momentan, așa o să apară tot albumul. Videoclipurile sunt în lucru. Chiar astăzi o să începem să filmăm. Ne ajută la Târgu Jiu? La Târgu Jiu, vreau să filmez la teatru. Îi mulțumim și le mulțumesc la această care celor de la teatru și în special domnului director Cosmin Brehuță, pentru că ne susține și e acolo mereu și ne ajută pe noi tinerii să ne ducem ideile la bun sfârșit. Și chiar astăzi o să vină de la Cluj Adrian Strâmtu. Pot să spun eu că e cel mai bun stepper din țară. Ca să vă dau așa câteva detalii despre ce o să fie, ce o să urmeze în clip. Dar nu o să fie clipul Cafelei. O să fie altei piese. Altei melodii. Câte piese se găsesc pe album? Se vor găsi pe album? Album care încă nu a fost lansat. 8 melodii o să fie. Îmi plac toate. Dar cea mai și cea mai frumoasă? Cea mai și cea mai o să fie ultima.
Aia e așa, nu știu. Pe sufletul tău. Da, bine, toate sunt. Că... Iar la băieților, care e cea mai frumoasă, din punctul vostru de vedere, care e cea mai frumoasă melodie de pe album? Mie îmi place cafeaua. Bun răspuns, mai ales de dimineață. Cu puțin lapte și... Cine v-a mai ajutat în realizarea acestui frumos proiect? O, Doamne, ne-au ajutat mulți oameni și mulți oameni cred în noi. Ce să spunem, de părinți, de bunici, de băieți? Păi, eu cred că toată lumea pe care am întâlnit-o până acum și care i-am cerut ajutorul, ne-a ajutat deoarece a văzut în noi ceva. Avem fiecare vise și trăim pentru ele și muncim pentru ele și se vede toată chestia asta pe scenă și cred că oamenii văd și simt chestia asta și ne ajută de fiecare dată. Cred că v-ați dat voi seama că vreți să faceți muzică la gen, în felul ăsta, adică foarte serios. La 15 ani, când m-a luat Marius în trupă, eram la Școala Populară de Artă, la profesorul meu Vali Petruța. Acolo a venit Marius și m-a auzit cântând. Și a fost dragoste la prima vedere. Da. Da. E acel număr de telefon, Facebook-ul. Și înainte de asta ce vrei să faci? Adică mergisesei tu la Școala Populară și te gândeai că o să faci ce? O să faci muzică, dar... Mă gândeam că o să fac muzică, dar nu mă gândeam că o să fac muzică la nivelul ăsta, gen cu o trupă. Chiar îmi doream să am o trupă. Știam că o să vină la un moment dat, dar nu mă gândeam că o să vină atât de repede. Sunteți toți foarte tineri și foarte muncitori și pentru asta vă felicit. Spune-mi și tu, Marius, când ți-ai dat seama că asta este ceea ce vrei să faci și în felul acesta? Cred că în 2015 am luat așa o decizie. Făceam muzică, încă, muzică ușoară, mă refer, încă din 2010. Am început cu o trupă de rock. Ulterior am început să am proiectele mele, să zic așa, iar în 2015 o oportunitate a făcut ca noi și eu implicit să vrem să facem dintr-un hobby, să zic așa, un business și să ridicăm toată treaba asta la un alt nivel. Cred că august 2015 a fost așa o dată pentru noi hotărătoare și încercăm să dezvoltăm, să ducem mai departe cât putem de mult și cât putem de bine. Habar nu am câți ani aveți acum, dar mă gândesc că în 2015 erați niște copii, ieșiserăți de pe băncile școlilor. Eu eram încă liceu. Eu încă nu am ieșit. Tu mai ai. În ce clasă ești, Luci? Acum am trecut în clasa 12-a. Oh, bate bacalaureatul la ușă. Când mai ai timp și de învățat și de cântat și de repetiții și de toate astea? De spectacole. Eu pot să vă spun altceva. De mică, vă jur, de mică am știut că o să am o trupă. De unde? Cine ți-a spus asta? Așa ziceam eu de mică, că eu o să am o trupă când o să fiu mare. De muzică ușoară? Da. Foarte tare. Deci ăsta a fost visul tău încă din copilărie. Da. Știu că ai obținut și numeroase premii. Citeam despre tine la un moment dat că număr record de premii. Nu știu dacă e număr record de premii. Am foarte multe diplome acasă. Nici nu știu când am făcut asta. Adică dacă stau să mă gândesc că eu când am fost mică, mă lua tati de mânuță și mă ducea peste tot, fie că puteam, fie că nu, noi eram acolo. Și... Nu știu. Le mulțumesc pe această cale părinților mei că au fost minunați și tot ce au avut ei au încercat să facă pentru mine și pentru fratele meu. Dar spuneai că fratele tău a încercat și el la un moment dat să cânte, doar că emoțiile l-au copleșit și cine a mai urcat pe scenă. Da. Ce face el acum? A continuat cu muzica? Face teatru. E la master la Constanța. O să vină și el în proiectul din august de aici la teatru. Abia aștept să jucăm împreună. Abia aștept. De una am zic, abia aștept să jucăm împreună. Și ele pe partea, tot pe partea asta, suntem amândoi. Acum aș vrea să întreb și pe băieți. Părinții voștri ce au zis când v-au auzit că vreți să vă înființați un trup? N-au zis, vedeți-mă cu mama de treabă, băgați-vă mințile în cap și apucați-vă de o treabă serioasă. Cum a fost, cum au primit ei vestea asta că voi vreți să vă înființați o trupă?
tati a primit vestea de la Marius. Marius a fost omul care l-a luat pe tati și a explicat că avem, că au o trupă și că ar fi ok să mă lase cu ei. Dar din partea părinților mei, din partea mamei mele și a tatălui meu, am primit toată susținerea și tot sprijinul din toate punctele de vedere și le mulțumesc enorm de mult. Dar ținând cont că trebuie să cântați mai mult prin baruri după ora de culcare, cum se spune? Am fost lângă mine de fiecare dată și chiar dacă nu erau lângă mine, era Marius. Din nou, Marius era foarte responsabil. Părintele responsabil al trupei. Și... Marius are grijă de noi. Au așa încredere și familiile colegilor tăi în tine. Da, ne-am cunoscut de-a lungul timpului și s-a creat o legătură de încredere așa între noi toți și acum nu mai e caz, deoarece Lucia deja... Sunteți major cu toții. Da, a făcut și la 18 ani în sfârșit. Dar spune, familia ta cum a primit această veste, când le-ai povestit visul tău și că e pe cale să se realizeze? Ce au zis? Au fost încrezători, au fost mai sceptici? Da, m-au lăsat în principiu să fac alegerile care credeam de cuvință. M-au susținut, mi-au dat chiar și living-ul și toată casa era plină de scule la un moment dat, de boxe, de tobe, de... Nu mai vorbesc de orele târzii până la care studiam și na, mai dormeam cu chiu, cu vai. Cât studiu implică munca aceasta voastră pentru a perfecționa? Da, cere ceva timp. Acum când mă gândesc că au trecut, eu cred că împlinesc 20 de ani de când cânt la pian. Dar de la ce vârstă te-ai apucat? Că nu ziceam că ai mai mult de 20 de toți. Da, am 27 de ani și m-am apucat de la 7 ani. Da, chiar anul ăsta fac 20 de ani. Ani în care au fost renunțări, au fost sacrificii, dar care au meritat. Acum suntem fericiți și cred că toate lucrurile astea s-au legat frumos. Că spuneai tu de renunțări, de ce te-ai gândit, poate nu odată, să lași pianul și să faci altceva? Care sunt motivele? Cred că am ascultat de inimă, am ascultat ceea ce am simțit. Am avut în clasa 8, am avut așa, că de atunci m-am gândit serios dacă să merg mai departe la liceu de muzică sau să aleg un liceu economic. Am renunțat o lună la pian, după care mi-am dat seama că nu pot mai mult de atât să renunț și am luat hotărârea să merg mai departe la liceu. Ulterior am ales științe economice mai departe, deoarece nu îmi doream să fac o carieră în muzică clasică și am considerat că facultatea de muzică, implicit conservatorul, nu mă ajută neapărat pe partea de muzică ușoară. Am ales științe economice, apoi două mastere în management și administrație publică. Și uite că tot la pian. Și tot la pian sunt, da. Însă, na, cu siguranță mă vor ajuta și mă ajută deja și studiile pe care le-am urmat. Și de aici încolo, nu știu, viața e plină de surprize. Spuneți și voi. Voi v-ați gândit, ați avut așa vreodată senzația că nu mai puteți și că vreți să luați altă cale? Oana? Niciodată. Asta este. Niciodată. Aș muri dacă n-aș cânta. Iar tu, Luci? Eu am avut o pauză de vreo 6 luni. Tot la fel, prima oară când am pus mâna pe chitară, am pus mâna pe la 8 ani, am cântat până pe la vreo 10 ani, după care vreo 6 luni am stat chitara pe dulap, n-am mai băgat-o nimeni în seamă. Te-ai plictisit sau de ce? Ai considerat că nu e pentru tine? Ce s-a întâmplat? Nu știu, cred că era și o chestie, eram copil, voiam să ies un pic mai mult pe afară, să mă joc, dar după care mi-am dat seama că n-am cum fără și am început să studiez.
Ce simțiți atunci când sunteți pe scenă și aș vrea să-mi răspundeți cu toții, pentru că fiecare, tu cânti cu vocea, tu cu pianul, tu cu chitara și fiecare dintre voi, ce simțiți atunci când urcați pe scenă, cântați și sunteți aplaudați de oameni și vedeți satisfacție, bucurie, ce simți când cânti o piesă, mai ales cum spuneai tu, o piesă care îți place foarte mult și te reprezintă? Cred că depinde și de fiecare loc în parte și de oameni. Bineînțeles că totul la noi vine din interior și eu oricum cânt în continuu și sunt fericită. Dar asta e, nu știu, simt că acolo trebuie să fiu și asta trebuie să fac și sunt foarte fericită. Ai emoții de fiecare dată când urci pe scenă? Depinde. Nu știu, nu chiar de fiecare dată. Adică am așa tot timpul ceva, o stare așa, cumva. Trebuie să cânt. Dar uneori sunt foarte, foarte emoționată, iar alteori sunt foarte dezinvoltă, da, și da, n-am nicio treabă. Vă ascultăm și pe voi, băieți. O să încep eu. Începe. Recapitulam întrebarea. Despre emoții era vorba, nu? Ce simți când... Despre ce simți, dacă simți emoții, dacă trebuie să-i aduni ca să fii sigur că trebuie să urce pe scenă și că iei pe toți. Da, sincer, sunt puțin stresat. Până la ora evenimentului, să zic așa, efectiv, până când începem... Da, și după, să-l vedeți pe Marius. Da, după mă transform, să zic colegii mei, mă transpun într-o altă lume, îmi bag căștile acele inieluri în urechi și... care mă duc așa, mă transformă sunetul și muzica, mă duc într-o altă stare, nu mai știu de mine, pur și simplu îmi pierd controlul, uneori se râd de mine că dansez, că mă simt bine, că... Asta recunosc că nu de fiecare dată, într-adevăr, cum zicea și Oana, locul și oamenii amplifică sau... Din contră... O stare nașpa. Da. Scad din această trăirea noastră, na, depindem, să zic așa, depindem într-o oarecare măsură și de public. Dacă iau o energie faină, automat și noi ne-o transmit și... Dar în principiu, na, suntem fericiți acolo, pe scenă, cu tot stresul, dincolo de tot stresul de până atunci. Dar ce te stresează înainte de spectacol? Că voi vă știți treaba, repetați atâta timp. Ce te stresează așa mult înainte detalii, de spectacol? Detalii care nu țin neapărat de noi. Na, cântăm foarte mult la evenimente private, unde oamenii se așteaptă la anumite lucruri și sunt multe detalii de pus la punct în care evenimentele private. Muncim de dimineața până a doua zi dimineață, să zic așa, cum ar fi la o nuntă, unde plecăm la 10 dimineața de acasă, mergem, facem un duș pe la 6 și la 8 suntem din nou pe scenă. Cu zâmbetul pe buze, bineînțeles. Și toată lumea zice, ce fericit sunt acelea. Da. Evenimentele private sunt ceva mai grele, grele, să zic așa, dar și frumoase, pentru că... Da, la sfârșit, când vine, să zic așa, perechea de mir și îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai făcut pentru ei și pentru că ai asigurat distracția și voia bună acolo la petrecere, tot efortul ăsta parcă dispare așa și e faină senzația. Spune-ne și tu, Lucian, ce sentimente te încearcă atunci când te pregătești să urci pe scenă? Păi, în primul rând... Tu pare așa mai relaxat, mai... Da. Sunt niște emoții gigantice. Trebuie să recunosc că tremur înainte să intru pe scenă. Serios? Tot timpul? Depinde, când avem concerte în aer liber și știu că avem foarte mulți oameni în față, tremur un pic. Mi-au un moment de liniște în care sunt doar eu cu mine și îmi dau un refresh. După care intru pe scenă, iau chitara în brațe și toate emoțiile alea dispar până când dau pasul din nou jos și... Ai realizat ce s-a întâmplat pe scenă. Văd lumea că e foarte fericită și ne apreciază. Și e o senzație extraordinară să ai în față, nu știu, 1000-2000 de persoane, să le auzi cum te aplaudă și...
care e cel mai mare concert la care voi ați participat și ați urcat pe scenă? Da, bună întrebare. Asta încercam să... Da, încerc să mă gândesc. Să-mi amintesc, cred că am... Până și amintesc, băieții, spuneți-mi dacă aveți vreun ritual înainte de a urca pe scenă. Nu știu, faceți ceva. Cum, câte țigară? Nu trebuie să spun. Alt ritual? Asta n-am auzit. Altceva, nu știu, vă țineți de mâini. Tu mi-ai zis să fiu, eu sunt eu. Da, un răspuns sincer. Și altă întrebare, să se gândească și băieții, o întâmplare amuzantă și una nefericită de la evenimentele la care participați. Prima care vă vine. Sunt prea multe. Una, ca restul ne spun băieții. Spune-ne tu una. Vai, nu știu acum. Vă vin vouă în cap? Hai, Marius, că deja te văd că râzi. Hai, Marius. Da, nu știu unde să o încadrez pe ultima, a fost destul de recentă. Sarmaua, să zic așa. Da. Așa aminti și eu. Da. Noi toți eram acolo, am avut un eveniment privat în cadrul unui restaurant de aici din Târgu Jiu și noi băieții plecați de dimineață de acasă, istoviți, montam, urmau probele de sunet. A fost și tristă și veselă. Da, asta zic că nu știam unde să o încadrez pe aceasta. Acum mă gândesc și pare comedie. Da, și noi munceam, o chemasem pe Oana la o anumită oră să vină la probele de sunet. Ajunsese Oana, doar că era puțin fomică, iar o mireazmă de sarmale din restaurant i-a făcut cu ochiul. Da. Na, noi eram acolo, tu ai repede, vrea să terminăm să ajungem acasă, la care un coleg vine cu un platou de sarmale, așa mare și... Am lăsat microfon, am lăsat tot. A lăsat Toana tot, bă, mai mult mi-a luat și băieții, că haideți la sarmale și... Nu ai pierdut doar solist, ai pierdut tot. Da, și m-am cam supărat un pic pe ea, având în vedere că ne grăbeam și trebuia să ajung acasă și... Na. A fost așa, amuzantă, să hai să încadrăm la amuzantă. Și triste, da, nu ne-a prea prins ploaia pe niciunde. N-a prea fost așa. Ați picat vreunul pe scenă, nu știu, vi s-a întâmplat vreo nefăcută din asta, să vă împiedicați, să plouați. Mie mi se întâmplă să mă mai împiedic așa, dar nu cred că mă vede lumea spre. N-a picat nicio boxă, nicio lumină, nu. Ba, suntem... mie, la un moment dat, mi-a picat, eram cu chitara și aveam... cureaua aceea care se pune pe gât și pur și simplu mi s-a rupt de aici și mi-a picat chitara jos. Da, am luat-o imediat. Am înăduit-o. N-a pățit nimic. A scăpat de-a fără și nevătămată. Ne mai cânti, Oana? Normal. Doamnelor și domnilor, o ascultăm cu încă două melodii pe invitata noastră, alături de Marius Tiripică și Lucian Mureanu, tinerii noștri frumoși și talentați cu care ne mândrim și care duc numele Gorjului peste tot în țară și aflăm imediat și dacă și peste hotare au reușit să ne reprezinte. Haideți să urmărim. I'll light up when you call my name.
pura e de minha vida. When I kiss you, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you might know. Fever is such a loving. Thank you.
și o pauză publicitară. Încă două melodii menite să ne bine dispună, aduse de Oana și de The Dreamers în această seară pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Mă uitam așa la voi și emanați, nu știu, bună dispoziție, emanați bunătate, sensibilitate. În breasla asta voastră v-ați lovit, nu știu, și de răutățile colegilor? Nu, suntem prieteni toți, cred eu. Chiar am mie. Serios, ne-am și întâlnit acum atâția, am făcut... ne-am adunat cine mai era prin Târgu Jiu, cei care cântăm, și am improvizat, ca să zic așa. Faceți des astfel de întâlniri, nu știu, vă strângeți la Marius acasă, care living-ul mai mare, zicea el că l-a umplut cu scule, și faceți repetiții așa cu toții? Da, facem. Adică, bine, nu am făcut acum la Marius, am făcut la Belle Epoque, ne-am zis la puțin, dar la Marius avem studio în garaj frumos, l-am amenajat special pentru noi și acolo repetăm. Cum arată o zi din viața voastră? Luci? Multă cafea. Cafea, dar la ce oră te trezești? Ce faci până adormi? La ce oră adormi? Depinde, sunt zile și zile. Dacă avem eveniment și ajung acasă foarte târziu, mă culc imediat după eveniment, la 2, la 3, la 4, la 5, când terminăm. Dar o zi normală, undeva la un 12-1, mă trezesc. În vacanță, ca să înțeleagă. Da. Atunci când ești în vacanță. Da. Nu, în timpul școlii, 10, culcarea, vine bacul. Mă trezesc, beau cafeaua, studiez. Te vezi cu noi? Mă văd cu colegii mei. Râdem sau studiem? Da. Marius, cum arată o zi din viața ta? Ceva mai matinal, dar recunosc că sunt... Mai serios. Da, exceptând zilele de eveniment, unde a doua zi mă prinde, să zic, un 10-11 în pat. Tot matinal, față de 12 într-o zi normală, da. E bine. În general, pe la 9 mă trezesc, cu 8:30, 9, și îmi urmăresc lista de task-uri făcută cu o zi înainte, care poate fi mai mică sau mai mare. Da, am destul de multe lucruri de făcut și îmi place să mă țin de ele, să zic așa. Deci să înțelegem că tu ai chiar un program foarte bine stabilit în fiecare zi. Astăzi fac asta, mâine fac... Da, altfel nu reușesc, pentru că uitarea intervine și clar. Fără acea listă de task-uri nu m-aș descurca. Seara, când sunt așa mai liniștit, îmi programez, să zic, pentru a doua zi. Și a doua zi mai intervin așa mici modificări, mici, dar în general cam pe asta mă bazez. Am învățat din facultate, când am management, am învățat să fiu organizat și încerc să-ți manageriez timpul așa. Fac asta, da. Să fac asta din ce în ce mai bine. Seara încerc să nu ajung foarte târziu, odihna e importantă și încerc undeva înainte de miezul nopții să adorm. Nu, cam atât. Iar fata din trupă, cum își petrece o zi? Depinde de zile. Sunt zile mai liniștite sau mai pline. Eu nu fac amare seara. Eu dimineața la cafea îmi programez tot ce am de făcut. Încep să sun, să dau telefoane. Mai ales cu acum, cu albumul, cu tot. Trebuie să sun 1000 de oameni și să văd care mai de care, unde e. La fel, fac planuri pe, nu știu cum să te explic, pe un timp mai lung, cam așa. Revenim la discuție, am foarte multe întrebări să vă pun, să vă descos, așa că rar vă prinde pe aici, pe la noi, prin studio, dar luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim alături de dumneavoastră și de invitații noștri.
revenit, doamnelor și domnilor. Alături de noi în studio Ana Marinescu, Marius Tiriplică și Lucian Mureanu, o parte din bandul de cover-uri The Dreamers, band care în scurt timp va lansa pe piață și un album. Nu te-am întrebat cum se va numi albumul, Ana? Poem. De la ce vine acest nume? La poezie. Poem. Ca așa a fost. Da, cum ți-ai dat tu seama că ești talentată și la compune poezii? Cum ți-ai dat seama că ești talentată și la teatru? M-am îndrăgostit eu de teatru. Să vă povestesc. Povestește-ne. Cântam undeva și la un moment dat am văzut un băiat care a început să recite o poezie și să o spun așa cu tot sufletul, cu toată ființa lui, efectiv, și mi-a transmis atât de mult și mi-am dat seama, trebuie să fac asta. Te ajută și asta pe scenă? Da, clar. Și mai ales în ultimul timp cum se îmbină teatru cu muzica, adică sunt legate toate, sunt acolo. Și m-am dus la liceu, la teatru, am avut norocul și oportunitatea și fericirea să-l am ca profesor pe domnul Alexandrescu și pe Cosmin Brehuță, cei mai buni. Și, nu știu, m-am învățat tot ce sunt și tot ce știu. Și domnul Alex mi-a spus, domnul Alexandrescu, nu știu, aveam eu așa niște stări cumva, tot timpul am simțit că simt prea mult cumva. Și l-am întrebat, domnul Alex, dumneavoastră când aveți așa o stare din asta, ce faceți? Și mi-a zis, scriu. Și mi-a recomandat treaba asta și de atunci m-am apucat să scriu și nu știu dacă sunt talentată neapărat în asta sau ceva, dar îmi place, adică mă simt bine. Dacă citim poeziile, ne putem da seama de starea pe care ai avut-o în momentul în care le-ai scris? Cred că da. Probabil, cel mai probabil. Ai reușit să și joci în vreo piesă de teatru până acum? Da, multe. Care a fost prima și ce rol ai avut? În liceu, în clasa 9, am jucat în Me and My Girl. N-am avut un rol mare sau ceva, eram ce pe acolo, puțin. Și de atunci am tot jucat. Iar cel mai important rol pe care l-ai avut, care a fost? Cel mai important a fost, important, nu știu, cel mai așa. Amplu. Amplu. A fost în Avioane de Hârtie, acum ultima dată la teatru. Am avut rolul Andrei, o fată sensibilă și așa, nu știu, cu de toate. Da, poți să-ți alegi, nu știu, dacă simți că nu ți se potrivește rolul acela, poți refuzi sau aceasta este și arta teatrală, să te poți transpune în orice fel de personaj. Da, regizorii de obicei fac distribuția și aleg cine, ce, cum și de obicei ei știu ce trebuie, adică nu se pune problema. N-ai simțit niciodată că nu ți se potrivește un rol? Mai băieți, aveți o fată așa talentată, cum îi faceți voi față? Cu greu. Voi, în afară de muzică, ce alte, nu știu, hobby-uri, plăceri mai aveți? Eu, sincer, am cam renunțat. Mai era o pasiune de bicicletă, îmi plăcea mult, îmi plimbam mult cu bicicleta. Pasiune la care am cam renunțat. Lasă-mi telefonul. Iar tu, Lucian? Școala. E o obligație, nu un hobby. Dar nu cred că mai am niciun alt hobby. Bine, cred că dacă stăm noi în culise de vorbă, mai găsești tu câteva, dar acum da. Nu ți le amintești pe toate. Sunt sigură că vă place tuturor să mergeți, să vă distrați alături de prieteni, să, nu știu, mergeți la pescuit. Vă place să mergeți la pescuit? Mie, da. E, vezi? Chiar am fost la pescuit acum 3-4 săptămâni cu un prieten și am plecat acasă cu mâna goală. Am fost și o dată la pescuit și am prins 2 pești mici. Și câte unii ți-ai stricat? Nu, n-am stricat nimic. Nu, a fost ok. A fost bine, a avut cine să mă ajute.
Da, mai de mult a fost în urmă. Acum nu mai e timp, de unde atâta timp liber. Voi sunteți o trupă foarte frumos închegată și care ați ajuns să vă cunoașteți poate și numai din priviri. Spuneți-mi, care e diferența dintre, nu știu, a cânta cu o trupă live și a cânta după un negativ? O, Doamne, nu știu, e o diferență enormă. Îmi place mult să cânt cu băieții. Adică e chiar e o diferență. Când mă întorc așa și văd acolo cum zâmbesc și cum sunt ei și cum trăiesc momentul. Te poți și adică da. Și dacă ți se întâmplă la un moment dat să uiți versurile sau da, nu știu ce da. Se întâmplă. Mi se mai întâmplă, mi s-a întâmplat. Chiar acum, ultima dată mi s-a întâmplat și m-am uitat la Andrei Stant, Andrei Toboșarul nostru, Stant mi-a spus tot ce am de spus, eram așa tot super. A, deci și băieții știu versurile, da, să înțeleg. Da, știu și ei. Și Luci și Andu. Ați învățat și voi versurile, dar cu vocea mai cântă careva? Emeric, Adrian. Adrian, este și el este cântă foarte bine cu vocea, foarte bine. Băiatul universal din trupă. Da. Bun la ce? Să la spunem toate. Concret. La tot. Sunetist. Sunetist. Backing vocals. Backing vocals. Luminist. Mașinist. Tot. Face tot. Produce și muzică. Produce muzică. IT face. El ne-a făcut și site-ul trupei. Da. Care este site-ul trupei? Hai să le spunem telespectatorilor noștri. Marius? www.thedreamers.ro. Iar pe voi, pe fiecare parte, cum vă pot găsi? Pe Facebook, Instagram? Pe Facebook. Eu sunt Oana Marinescu. Sau pe The Dreamers. Avem Facebook și Instagram. Eu sunt Lucian Mureanu și pe Instagram Lucian Mureanu, totul cu litere mici. Iar tu, Marius? Te replică Marius, numele meu. Proaspăt căsătorit. Proaspăt căsătorit, da. Ia, uzi, casă de piatră, Marius. Mulțumesc, și mulțumesc. Soția cochetează și ea cu muzica? Soția nu cochetează cu muzica, a terminat jurnalism, iar acum urmează un masterat în marketing online. Să vedem ce o să rezerve viitor, îi place și fotografia. Tot prin zona faceți asta, așa un pachet complet. Voi da. Cântați și ea face poze. N-ar fi rău. Vorbeam de viitor. Planurile voastre pe viitor, care sunt? Vreau să răspundeți fiecare în parte. Probabil vă vedeți în aceeași formulă, dar la un nivel mult mai înalt. Cum vă vedeți voi în viitor? Nu știu cum ne vedem în viitor. Probabil tot acum, sper. Adică din ce în ce mai bine, normal. Iar ca planuri de viitor individuale, și asta, nu? Eu vreau să... Am terminat facultatea de muzică la București, vreau să fac un master pe teatru. Să te căsătorești, să ai copii. Da, să fiu fericită în continuare. Să continui și cu teatru, îmi doresc foarte mult treaba asta. Și cam atât. Se mai gândește. Mă mai gândesc, nu știu, am multe în cap așa, da. Iar voi, băieți? La tine nu ce știm, trebuie să dai bacul, să-l iei, să fie toată lumea mulțumită, inclusiv profesorii, inclusiv părinții, toată lumea. Da. Dar în afară de asta, după ce vei lua cu brio notă mare, Doamne, ce ai ajută. De când să faci? Să merg la București, la conservator, pe compoziție jazz, după care... Cu ajutorul lui Dumnezeu și susținerea unor oameni, aș dori să-mi deschid o școală de muzică privată. Unde? La noi în Târgu Jiu sau vrei să rămâi la București? Aș vrea să rămân la București, deoarece ce acolo... Da, uite, vezi cum vorbește de planuri de viitor, da, ce serios a devenit dintr-o dată. Sunt mai multe oportunități, sunt mai multe portițe care pot fi deschise. Da, dar și noi avem nevoie de oameni talentați ca voi aici în Târgu Jiu, că dacă plecați toți la București, Timișoara, Cluj, Sibiu, nu mai știu pe unde, ce facem fără voi? Ce facem? Uite, Oana a plecat la București și s-a întors la Târgu Jiu. Da. De ce, Oana? Teatru. Da, e teatru și la București. Știu, dar aici, nu știu, toată lumea e... Sunt altceva. Ei, da, da, e altceva. Da, știu că o să mă întorc. Da, am știut, pentru că îmi place aici, aici mă simt foarte, foarte bine. Revenim și la Marius cu aceeași întrebare. Ce planuri de viitor ai? Eu o să rămân acasă. Am avut experiența și a Bucureștiului, să zic așa, sunt proaspăt întors din București.
Și am ajuns la concluzia că e mai bine acasă, vreau să continui cu muzica și mai am un plan, să zic așa, un nou business, o nouă afacere, tot un pic cu muzică și educație și copii. Tot o școală de muzică? Așa, un loc de joacă pentru copii cu tentă de centru educațional. Foarte un pic, fain. Unde să facem și muzică și pictură și un loc de recreare, recreere, de distracție. Așa, mai multe lucruri binate. Cam asta. Și ca idee rămân acasă. Tu de ce te-ai întors de la București acasă? Că, așa cum spunea colegul tău, sunt mai multe uși care pot fi deschise, mai multe oportunități. Aparent așa e, doar că cred că n-am găsit cheile alea care să deschidă ușile. Dumnezeu mi-a dat așa mai multe lucruri care mi-au întărit ideea că e mai bine acasă. Am familia aici, am prieteni aici, oportunități pentru mine mult mai mari aici de a face carieră și de a fi fericit. Cât Oana a fost la facultate la București, cum vă întâlneați voi să studiați? Era mai greu? Da, a fost destul de dificil perioada aceea. Ne vedeam înaintea evenimentelor, să zic așa, cu câteva zile, puneam la punct repertoriu pentru evenimentul respectiv. Navet și de o parte și de alta, mai mergeam noi la București, mai venea aici. Anul trecut a venit Oana în Târgu Jiu, m-am mutat eu în București și tot așa da. Ne-a fost destul de greu. Iar acum suntem aici, să zic, mare parte, mai puțin Andu Toboșara nostru, care încă e în București și face naveta. E destul de greu pe drumuri, mai ales pe drumurile astea pline de gropi. Mergeți cu trenul. Mai sigur și mai simplu. Da. Da, uite că voi ați reușit să rămâneți uniți, deși greu, foarte greu, atâția kilometri străbătuți, atâta oboseală, că nu e drumul cât e oboseala de mare. Și voi ați reușit totuși să rămâneți uniți și să le faceți lucruri frumoase în continuare. Continuăm discuțiile, dar o să rog pe Oana să se pregătească din nou de cântat. Ne-a pregătit alte melodii frumoase, trei de această dată, pentru că n-aș vrea doar să stăm de povești, aș vrea să și cântăm în această seară, că de aia ne-am adunat. Cover-uri, în continuare, ne va interpreta Oana Marinescu alături de The Dreamers. Stelele să știi.
aș vrea să pot să-ți spun bine ai venit, însă ochii tăi se vor pierde în noapte, lăsându-mă pe mine în urma lor. Știu că watch it burn, oh, but I'm not.
that I lost my mind. There was only 12 lessons about that place. Even your emotion has an echo in so much space. Ooh. And when you're on there, we don't care. Can't talk about us too much. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Așează Oana, o să vreau să întreb pe băieți mai mult pe Lucian, pentru că am aflat că Marius este însurat și n-aș vrea să-i creez probleme prea mari acasă. De când cu bandul, nu știu, a crescut numărul de fane, de fete, te agasează, mai multe cereri de prietenie pe Facebook, ciupiturile alea sau stocăreala asta, cum îi spune. Da, sunt și chestii de genul, adică după concerte sau după chestii, evenimente, e normal să mai primești, nu știu, niște cereri de prietenie, niște wave-uri pe Messenger acum. E normal, da? Dar tu nu le dai curs asemenea, nu, nu-mi trebuie. Nu, nu vezi, nu auzi. Ai avut vreo fană așa mai agasantă care să te streseze? Sau oricare dintre voi?
spun la un moment dat să spun ceva, te iubesc. Și ce răspuns? Pe live, față în față? Da, 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 live, față în față. Iubesc, nu te iubesc. Dar mai de mult, mă. Da, vreo fată ți-a spus că te iubește. Vreo fată? Prietele mele, da, mă iubesc. Vreo fană care să... Ba, da, am primit și mesaje drăguțe și frumoase și... Nu știu, am primit. Cred că asta este mulțumirea cea mai mare. Dar în afară de asta, se spune că din muzică se câștigă foarte mulți bani. Așa este? Depinde. Depinde și din ce muzică. Da. Da, și asta e un punct de vedere. Din ceea ce faceți voi, reușiți să vă, nu știu, să vă asigurați traiul de zi cu zi? Sau trebuie să mai faci și altceva pe lângă ca să poți să trăiești decent? Cel puțin în Târgu Jiu. Hai să vă lunărim. Reușim. Ideea că oricum noi mai facem lucruri pe lângă. Nu știu. Ce să zic. Marius. Da, ce să zic? E... să zic un job sezonier, pentru că sunt perioade și perioade, trebuie să recunoaștem că marea parte a veniturilor vin din evenimentele private, care după cum știm sunt cam, să zic, din mai până prin septembrie-octombrie, după care... Postul e mare. Da, după care evenimentele private iau o pauză. Da, noi din muzică ușoară, să zic așa, nu se câștigă extraordinar de bine, adică fără dedicații, fără asta, la noi e mai așa, mai... Dar mulțumim Dumnezeu că facem ceea ce ne place și cred că asta e cel mai important și, să zic așa, până la urmă există un echilibru, pentru că mulți muncesc pe bani foarte mult, dar că nu fac. Și fac din asta un chin, nu fac ceea ce le place și atunci prefer să câștig mai puțin, dar să fac ceea ce îmi place, să fac cu suflet, decât să fac ceva chinuitor, să zic așa. Spuneai tu de dedicații, că la voi nu e cu dedicații. V-ați gândit sau ați încercat să cochetați și cu alt gen de muzică? Eu nu. Băieți, voi? Ați încercat și altceva? Da, da, și eu am încercat, am avut o perioadă în care încercasem să cânt și muzică populară. Sincer, nu simt la fel de mult muzica populară și, după cum v-am zis, nu pot să fac ceva ceea ce nu... Sunt conștient că ar fi mult mai bine plătită muzica populară și... Doar că în sufletul meu acolo e muzica ușoară și... Mi-e bine, mi-e și bine asta așa. Va rămâne. Da, asta va rămâne. Lucian? La mine, eu am încercat și eu să cânt muzică populară, dar la fel ca la Marius și cred că orice om care a început să cânte muzică ușoară, nu poți să o simți muzica populară la fel ca pe muzica ușoară. Sunt... Mi se pare un pic mai... Poți să te exprimi mai mult în muzica ușoară și să îți dai toate sentimentele afară și e mult mai... Cât timp îți petreci, Lucian, alături de chitara ta? Doar tu cu ea? Depinde, sunt zile și zile când am timp liber, cât de mult pot. Adică când am timp liber, dacă am 3-4 ore, 3-4 ore stau cu ea în brațe. Dacă nu am timp, și 5 minute și 10 minute contează foarte mult în fiecare zi să studiezi. Degeaba studiezi o dată la o săptămână 8 ore. E foarte important să ai foarte multă practică non-stop. Zilnic, adică, da. Dacă se poate. Ce-ți place să asculți în timpul liber? Funk, jazz, puțin funk cu tente de rock, pop rock, cam astea ar fi. Voi, adică toți, aveți, nu știu, un interpret, un idol și de la noi din țară, dar și din străinătate?
cineva, nu știu, care v-a invitat pașii și i-ați spus, mamă, ce tare, vreau și o să ajung măcar așa? Eu nu am. Nu știu, adică îmi plac mulți interpreți, dar nu o să zic că așa vreau să fiu. Nu. Spune-ne câteva nume de la noi din țară și pe cine apreciez cel mai mult. Nu știu, pe toți. Depinde. Nu știu. Iar voi ca instrumentiști, la voi altceva, adică aveți un stil anume care vă place al vreunui solist, instrumentist? Personal, nu, mă gândesc mai degrabă la soliști cu care mi-aș dori să cânt. Spune-mi. În România, nu știu, Horia Brent și o... îmi place mult de Florin Ristei, l-am ascultat și îl urmăresc destul de mult prin pub cu bandul. Ariana Grande. Ariana Grande, da. Din străinătate. Da, în rest, ca și instrumentiști, nu am neapărat așa un idol în viață și... Tu ai vreun solist cu care îți dorești să cânti, să ajungi să cânti? Da, ar fi câțiva, tot la fel, Florin Ristei, Horia Brenciu... Limit acum. Nu, ar mai fi un câștigătorul concurentului de la X Factor de anul trecut, Jeremy, cu care mi-aș dori foarte mult da, să cânt. Da, uite și eu chiar îl apreciez pe Jeremy. Vezi, acum îl copiază celălalt. Se capoază reciproc. Ne completăm. Da. Sunt foarte mulți soliști buni în țară cu care mi-aș dori să cânt. Dar idol instrumentist în țară, sincer să fiu, nu cred că am. Se supără și ambii pe tine. Da, asta nu. Bine, ar fi ai, vil. Profesorul meu de la București, Sherby. Cred că el este omul de care mă apropii cel mai mult. Aș vrea să mă apropii cel mai mult. Ca și stil? Din punct de vedere profesional, da. Iar din străinătate, nu știu, ai pe cineva? Sunt foarte mulți. Hendrik Lieder, Victor Wooten... Cu ocazia asta facem și cultură muzicală. Sper că măcar doi dintre telespectatorii noștri să intre pe YouTube să caute cine e, cum cântă, ce cântă, la ce cântă. Vorbeai tu de profesorul de la București. Să înțeleg că nu doar ai urmat cursurile Școlii Populare de Artă și acolo s-a oprit toată pregătirea ta și presupun că și la voi este la fel. Tu ai început unde ai luat prima dată lecții de canto? Nu prea am luat, ca să zic așa, adică am încercat să merg pe aici, prin Târgu Jiu, de mică, să cânt, dar am cântat așa. Ai fost autodidactă? Cumva da. Iar ție, Marius, cine ți-a pus prima dată mâna pe pian? Da, am început la școala, la liceu de muzică, Constantin Brăiloiu, încă din clasa 1, doamna Jacob Violeta a fost... Așa, a doua mea mamă, prin 8 ani de zile, cu ocazia asta îi mulțumesc și nu știu dacă poate ne vede acolo. Și dumneavoastră a fost cea care m-a făcut să mă prietenesc cu astea albe și astea negre. Asta a fost primul instrument pe care tu te-ai gândit că o să-l faci sau visai altceva, dar asta ți s-a potrivit? Nu, asta a fost primul instrument. Sora mea studiase pianul anterior. Și părinții mei s-au gândit să urmez același instrument pe care l-am abordat toți cei 12 ani. Am mai cochetat și cu chitara, prin liceu un pic, instrument care îmi place și acum, mai cânt așa pentru mine. Dar vrei să-mi faci o demonstrație? Da, nu chiar. În principiu, pianul a fost singurul meu instrument și cred că va rămâne. Vom rămâne cei mai buni prieteni. Iar după ce ai urmat cursurile liceului de muzică, nu știu, te pregătești în paralel și cu altcineva? Nu. Cei 12 ani de muzică mi-au fost de ajuns. Cunoștințele acolo au fost destul de solide, mai ales plecând din muzică clasică, care recunosc că e mult mai grea, mai solicitantă din punct de vedere... Na, și tehnic vorbind și
din mai multe puncte de vedere, să zic așa că nivelul l-am coborât un pic, adică momentan sunt autodidact, nu studiez cât mi-aș dori să studiez, recunosc, dar promit să-mi fac timp. Acum că m-am întors în Târgu Jiu, cu siguranță orașul ăsta mi va lăsa cele 4-5 ore petrecute în trafic în București, mi le va lăsa libere și atunci ai mai le mult pot timp folosi. Cu prietenul tău, Pian. Da. Pian, spune-ne, spuneai la începutul emisiunii că ai urmat cursurile Școlii Populare de Artă de aici din Târgu Jiu. Cursurile Școlii Populare de Artă le-am urmat un pic mai târziu, cam pe la 14-15 ani. Mergeam la... deoarece acolo începuse să predea profesorul meu, Vali Petruța, căruia îi mulțumesc pe această cale. El a fost primul care ți-a pus chitara în mână? Da. Și e omul căruia îi datorez tot ceea ce știu din punct de vedere profesional. Și îi mulțumesc enorm de mult, deoarece m-a luat la el acasă și mi-a explicat tot ca la copilul lui. Că poate să înțeleagă un copil, nu știu, la 15 ani, despre un instrument și despre tehnica cu care trebuie să-l abordezi? Depinde foarte mult de profesor. Un copil, eu cred că e capabil să înțeleagă aproape tot, dar depinde foarte mult de omul care îi explică toate astea și le prezintă și modul în care îi le prezintă. Și ai hotărât totul să mergi să te specializezi și la București. De ce? Să înveți alte tehnici, să înveți, nu știu, ai sperat la altceva? Da, acolo sunt, cum v-am mai spus, sunt alte portițe care pot fi deschise și cred eu că muzica acolo e un pic mai evoluată decât credem noi. De acolo se dă tonul. Da, cam de acolo se dă tonul. Da, în mare parte îți dau dreptate și cam cunoscătorii știu despre ce vorbim. Ai mult mai multă deschidere și din partea publicului. De ce să nu recunoaștem? Că eu merg destul de frecvent la evenimente private și rar am întâlnit un band de muzică ușoară sau cel puțin un om care să cânte după negative. Dar la București frecvent întâlnești astfel de banduri și care, nu știu, rup ritmul. Și e foarte mișto ce se întâmplă acolo. Reușiți să transmiteți mult mai mult decât o formație de bază care cântă Hora Sârba și rupeți un pic ritmul. Cât la sută credeți voi că e nevoie de talent și cât la sută credeți că e nevoie de muncă în această meserie? Ca să o faci profi, nu la nivel de mami, hai să-ți cânt un cântecel. Eu cred că 99% muncă. Aveți sunteți de aceeași părere sau? Eu vreau să zic 99,9. Da, e ok. Așa. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să încheiem tot cu cântec, aș vrea să vă întreb pe fiecare, înainte să spuneți un mesaj pentru telespectatori, nu știu, v-ați gândit dacă ar fi să o luați de la capăt, ați lua pe același drum sau dacă veți avea, nu știu, copii cărora le place muzica, ai ați lăsat să facă asta? Da, i-aș lăsa din toată inima. Și aș face același lucru. Clar. Băieți? Da. Eu cred că copiii trebuie, mai ales când sunt mici, să fie lăsați să facă ce simt și ce vor. La un moment dat, când cresc și eu am fost în aceeași situație, o să-și dea seama de ceea ce vor să facă cu adevărat. Marius, te ascultăm și pe tine. Da, clar, mi-aș dori mult să facă muzică. Pentru mine a însemnat mult în dezvoltarea mea personală și mă gândesc la cuvintele lui Tudor Chirilă, care spunea că muzica e cea mai apropiată artă de Dumnezeu. Și
și îmi place să cred lucrul ăsta și mi-ar plăcea mult să urmașul meu să mă moștenească așa, câtuși de puțin, nu neapărat în pian, ci poate o voce bună, poate un alt instrument. Clar, mi-aș dori să facă lucrul ăsta. Un mesaj pentru telespectatorii noștri. Veniți la concerte. Da, veniți la concerte. Să așteptați albumul, care e pe drum, în toamnă, o să fie. Și puteți să ne găsiți pe www.dreamers.ro, pe Facebook, la fel pe The Dreamers. Și cam atât. Și pe voi, vă invit să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Iată foarte că fie. Da, ce să zic, multă înțelepciune în luarea deciziilor și sper să îndrăgească din ce în ce mai mult muzica live, să ne vedem din ce în ce mai despre la evenimentele private și să ne urmărească pe pagina de Facebook, încercăm să venim cu ceva nou mereu și urmăriți-ne. Lucian, te ascultăm. Veniți la concerte. Pentru toate fanele, Luci. Urmăriți-ne pe Facebook, pe Instagram. În special pe el, Lucian Mureanu, îl găsiți pe Facebook, pe Instagram cu litere mici. Tot împreunat. Tot împreunat. Stai să vezi acum câte fane o să-ți dea cerere, follow, mesaje, să nu ne cerți după aceea că ai prea multe fane. Doamnelor și domnilor, a venit timpul să-mi au rămas mult de la dumneavoastră, dar ne revedem și săptămâna viitoare, marți, de la ora 20. Le mulțumesc acestor tineri frumoși că au acceptat invitația noastră și sper să ne promit așa în direct că vor mai veni la noi când mai au timp. Vă urez multe concerte, să faceți treabă, să educați publicul din Târgu Jiu să vină la prestațiile voastre, pentru că sunteți tari, chiar sunteți foarte tari și m-aș bucura să văd, nu știu, dacă nu pub-uri, măcar stadionul ăsta de aici, de peste stradă, să-l vedem plin la concertele voastre. Doamnelor și domnilor, în încheiere, The Dreamers, Oana Marinescu cântă pentru dumneavoastră. Până la nouă, revedere, toate bune!
stai.